Da. Așa. Să vedem. Suntem la cât? La 13? La 14 urmează. 14. Păi, noi o să umplu timpul suficient de bine, nu? Da. Cu cele două, 20 de chestiuni. Frumos. Așa. Să vedem acum. Ce ne spune? Deci, așa, se determină ecuația dreptei ce trece prin A de 6 și 4 perpendicular pe o altă dreaptă. Deci, avem A de coordonate 6 și 4 și dreapta D de ecuație 2x minus 3y plus 1 egal cu 0. Știm că în cele o dreaptă D' perpendiculară pe D. D' perpendiculară pe D. Și să treacă prin A. Adică punctul A aparține lui D'. Când două drepte sunt perpendiculare? Dacă pantele sunt inverse, de ce sens opus? Deci D' perpendiculară pe D. Dacă și numai dacă, M D' e dat cu minus 1 pe MD. Să căutăm pe MD, deci. O organizăm cum? 3Y este egal cu 2X plus 1. Împărțim prin 3 și rezultă că Y e egal cu 2 pe 3 ori X 2 pe 3 ori X plus 1 pe 3. Și atunci panta este 2 pe 3. 2 pe 3. Deci MD, M indice D, egal cu 2 pe 3. Și atunci M de prim, egal cu inversa. Așa este așa schimbat. Egal cu minus 3 pe 3. Și avem punctul A de coordonate 6 și 4. Scriem ecuația dreptă, ne zăm un punct și o direcție. Da? Că am găsit panta rapid. Și zicem Y minus 4. 4 egal cu 3 pe 2, x minus 6. Y minus 4 egal cu, cât ai zis, minus 3 pe 2, 2 x minus 6. Pe lângă x minus 6. Te las pe tine să faci calcul, da. Și, și 14 este. 2y plus 3x minus 26. Da, 26 egal cu 0. Am găsit. Da. Da. Și cu asta am făcut și pe 14, 15, să vedem ce ne spune. Zice așa, în sistemul ăsta XY avem ca A de coordonate 2 și minus 1, B de coordonate minus 1 și 1, C de coordonate 1 și 3. Determinați punctul A pe el, pentru care AB e perpendicular pe CD. Deci, găsim punctul A de pe G, în mulțimea reale, pentru care AB e perpendicular pe CD. D e un punct D, e un punct pe axa X-ilor pe G-ul. AB, da, D de coordonate A mic, și 0, pe asta vă spun. Sunt A, B și C, determinația reală, pentru care A, B, dar la A, cred că este coordonata lui D. De pe asta aici, pe asta vă spun. Ei, hai să vedem ce înseamnă că A, D, parcă a zis? Da. A, B să fie perpendicular dreapta A, B, perpendicular pe CD. Deci, în reperul cartezian XY se consideră punctele A de 2 și minus 1, B de minus 1, 1, C de 1 pe 1 și 3 și D de A și 4. D de A și 4? Să se determine A aparține lui R, pentru care AB perpendicular pe CD. AB perpendicular pe CD. Când două drepte sunt
perpendiculară, dacă mai dacă M indice A în B, egal cu minus 1 supra M indice C D. Și M indice A B este egal cu Y B minus Y A supra X B minus X A și egal cu 1 plus 1, 2 supra. Deci YB minus YK, da? Ne uităm la B și la A. Deci ai zis 1 plus 1, 2 supra minus 1, minus 2 supra minus 3, nu? Da. Iar M indice C, D e egal cu la C și la D 4 minus 3, 1 A minus 1 supra A minus 1. Și acum M indice AB egal cu minus 1 supra M indice CD echivalent cu a spune că minus 2 pe 3 este egal cu invers A și este succes schimbat. A minus 1. A minus 1, 1 minus A. Da. 1 minus A, da? Cam și inversat-o și schimba așa semnul, 1 minus A. De aici înseamnă că A egal cu 1 plus 2 pe 3. Și egal cu 5 pe 3. Da, deci ăsta a fost cât? 15. 16. Să se găse, să dau două drepte. Dreapta de 1 care are ecuația mx plus 3y minus 2 egal 0. Dreapta de 2 care are ecuația 12x plus 2y plus 1 egal cu 0. Ei, organizăm așa cum știm când de 1 perpendicular pe de 2. De 1 perpendicular pe de 2, dacă și numai da. M de 1, egal cu minus 1 supra M de 2, da? Da. Și mai, ca să aflăm pe M de 1, organizăm că 3Y egal cu minus MX plus 2. Adică Y egal cu minus M supra 3 ori X pe 3 ori X plus 2 pe, plus 2 pe 3. Pe 3. Dincolo, Y va fi egal cu 2, minus 12x pe 2 minus 6x. Așa, minus 1 pe 2. M de 1, M de 1 se vede cât este. Minus M pe 3. Minus M pe 3. Și M de 2. Minus 6. Egal cu minus 6. Și M de 1 egal cu minus 1 pe M de 2. Deci M de 1 egal cu minus 1 supra M de 2 echivalent cu e, minus M pe 3 minus M pe 3 egal cu 1 pe 6. Nu așa vede? Da. De unde înseamnă că M egal cu trebuie să amplificăm aici cu 2 cu minus 1 pe 2. Da. Minus 1 pe 2. Și am rezolvat și punctul 16. Așa, trebuie să vedem ce spune. Ecuația simetrică e drepte D față de punctul A de minus 3 și 4. Așa scrie? Ecuația drepte simetrice față de 17. Să se vedem la ecuația simetricei dreptei simetrice de dreptei D 2, D de ecuație 2X minus 3 plus așa, deci 0. Dreapta D de ecuație 2x minus 3y plus 1, 2x minus 3y plus 1 față de punctul A de coordonate minus 3 și 4. Față de punctul A de coordonate minus 3 și 4.
Deci, dacă asta ar fi o dreaptă și un punct aici, un punct aici și ecuația simetricei dreptei față de punctul ăsta, față de punctul ăsta ar fi o dreaptă, încât asta să fie, punctul ăsta să fie la mijloc, da? Deci cele două drepte sunt, cum sunt aici? Paralele și... Sunt paralele. Și important este să vedem cum găsim simetricul acesta. Deci, va trebui să luăm un punct de pe dreapta asta. Nu știm, luăm la întâmplare. Da. Și construim simetricul său față de punctul acesta. Și pe aici ducem o paralelă la dreapta asta. Dar cum găsim un punct de pe dreapta asta? Păi, pur și simplu, luăm un X. Deci, X egal cu 0. Și atunci rezultă că Y, 2X minus 3Y plus 1 egal 0, nu? Da. X egal cu 0 și vine Y egal cu 1 pe 3. Da. Atunci avem un punct P de coordonate 0 și 1 pe 3. Asta este punctul P. Da? Să zicem. Da. De 0 și 1 pe 3. Ei, mi se dă punctul A, un punct știut. A de coordonate minus 3 și 4. A de coordonate minus 3 și 4. Și acum, ca să găsim pe ăsta, M de coordonate alfa și beta, cum facem? Păi, minus 3-ul ăsta înseamnă 0 plus alfa pe 2. Da. Deci, minus 3, minus 3, este egal cu 0 plus alfa pe 2. Și rezultă că de aici și... Minus și... 6 egal cu alfa. Așa. Deci alfa egal cu minus 6. Da. Da? Și 4 egal cu 1 pe 3 plus beta. 1 pe 3 plus beta supra 2. Adică de aici rezultă 8 egal cu 1 plus 3 beta. Egal cu 1 pe 3 plus beta. Adică beta egal cu beta egal cu cât, da. 8 minus o treime egal cu 8 minus 1 pe 3 și face 24 23 pe 3. Da? Da. Deci alfa și beta este de și cum scurt, am găsit 23 pe 3. Și atunci avem punctul M de coordonate. Minus 6 și 23 pe 3. Minus 6 și 23 pe 3. Și acum am un punct și se scrie ecuația unei drepte care trece pe aici, știi că e paralel cu asta. Dar este paralel înseamnă că... Panta de aici este acolo, da? Deci scot pe Y de acolo. Y, 3Y, hai să zic, egal cu 2X plus 1. Am dus așa. Da. Deci, Y egal cu 2 pe 3 ori X plus 1 pe 3. 1 pe 3. Atunci panta... Panta dreptei de... egal cu 2 pe 3. 2 pe 3 și egal cu panta dreptei de prim, da? Și egal cu M indice de prim. Și acum am punctul M de coordonate minus 6, 23 pe 3. Și scrie ecuația dreptă când îți dă un punct și o direcție. Și vine Y minus Y0, adică 23 pe 3, egal cu panta 2 pe 3, pe lângă X minus X plus 6. Și asta este ecuația dreptei simetrice. Dreptei simetrice, asta se cheamă dreapta simetrică. Față de punctul A, a dreptei date inițial, de ecuație 2x minus 3y plus 1, da? Asta l-a însemnat. A fost interesant aici cum am gândit. Am luat un punct oarecare de pe dreapta.
am dat-o pe x egal cu 0, dar puteți da x egal cu 1 și y-ul găseam corespunzător și imediat duceam în felul ăsta o altă dreaptă, să zic așa, și faptul că minus 3 e la mijlocul segmentului acela, găseam alt punct. Ar fost punctul pe aici, mai în stânga, mai în dreapta, dar tot pe paralela asta. Dar important este că așa trebuia văzut și până schimbi ecuația de când îți dă un punct și ai direcția fiind paralelă cu asta, da? Și totul este la îndemână. Da. 18. Câte sunt? 20 și? 20. Acolo sunt mai mult de 20, dar am pus o linie. Așa, până unde anume. Da. Să ne spun... Deci la 18 să vedem ce avem. Hai tu. Asta, asta mai trebuie să... Să microfonul mi s-a legat. Și mai pot... Legat. Deci, 18, da? Da. Determinați ecuația H dusă din B, perpendiculare, poate, înălțimii. Înălțimii. Dusă din B, în triunghiul ABC, în care știu A, din coordonate 0 și 9, B, din coordonate 2 și minus 1, C, din coordonate 6 și minus 3 sau 5 și minus 3. De vezi. 6 și minus 3. 5 și minus 3. 5 și minus 3. De coordonate 5 și minus 3. Și acum e vorba de a scrie ecuația înălțimii dusă din B. Deci dacă ar fi să ne imaginăm, nu mai reprezentăm, hai să zic că B-ul este aici, A, B, C. Ca să duc înălțimea din B, ea este perpendiculară pe AC. Da. Deci H indice, H indice B, e perpendiculară pe AC. Și eu trebuie să scriu chiar înălțimea din B. E H indice B trebuie să scriu. Păi când sunt perpendiculare două drepte? Dacă pantele, M indice H, B, egal cu minus 1 supra, M indice AC. Iar panta lui AC o pot găsi? Da. M indice AC? Păi am pe H pe C și... XC, YC minus Y. Deci, XC minus 3 minus 9 minus 12, supra 5 minus 0. Da? Da. Supra 5. Atunci, M indice H indice B egal invers, așa este, sunt schimbate, e 5 pe 12. Și B, că din B pleacă înălțimea, B de coordonate 2 și minus 1, și acum schimb ecuația dreptă, că îți dă un punct și o direcție. Da. Y plus 1 egal 5 pe 12 pentru BX minus 2. Pentru BX minus 2. Lași pe tine, finalizez și s-a terminat, da? Hai să vedem și cealaltă. E vorba de 19. Da. Avem A de coordonate 2, 3. B de coordonate minus 3 și minus 2. Minus 3 și minus 2. Ecuația mediatoare segmentului AB. Da. Păi ce înseamnă mediatoarea unui segment? Înseamnă perpendiculară pe mijloc. Da. Pe mijlocul segmentului. Deci, am pe A și pe AB, segmentul AB, și trebuie să caut mijlocul și trebuie să scriu perpendiculară. Asta este. E indice mediatoarea lui AB. Nu o să notez așa. Media. De mediatoarea MD, așa, a lui AB, hai să zic așa, mediatoarea lui AB.
Îmi trebuie punctul de aici, M0, de coordonate I la mijloc, se vi suma. Da. Alu AB, 12 cu minus 3, minus 1 pe 2, și respectiv 3 minus 2, 1 pe 2. Și acum, când două drepte sunt perpendiculare? Dacă pantele sunt inverse, sunt schimbate. Deci, M indice med diatoare egal cu minus 1 supra M indice AB, da? M indice AB îl pot afla rapid. Da. Egal cu 3 plus 2, 5 supra 2 plus 3, 5. Face 1. Mediatorul AB egal cu 1. Am perpendicular, e minus 1, da? Și am M0 deformate minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Și M mediatoare egal cu minus 1. Și scrie partea dreptă, Y. Da. Minus 1 pe 2 egal cu minus 1, pe lângă X plus 1 pe 2. Așa este partea mediatoare. Poate face un lucru, îți finanțează. Și am făcut 20. Ce spune aici? Determinați ecuația mediană corespunzătoare la tribe C, la tribe B. Știm că A e de 2 și 2. Da. Deci. Avem A de coordonate 2 și 2. Deci, determinați ecuația medianei corespunzătoare latului BC, a triunghiului ABC, știind că A e de 2 și 2 și și ecuațiile medianelor duse de B și C sunt. Da? Da. Deci, ecuația mediană. Hai să desenăm triunghiul. Deci, hai să zicem așa. Pe A îl știu, da? Da. B eu nu știu. Ce eu nu știu. Coordonatul B și C nu știu. Însă, rezultatul e BC. Adică, aș vrea să duc pe mediana asta, știind că mediana adusă din B, adică asta o știu. Știu ecuația dreptă și astea. Da. Care este ecuația mediană adusă din B? 2x plus y minus 2 egal cu 0. Deci 2x plus y, plus y minus 2 egal cu 0 și ecuația celelalte dusă din y vârful C egal cu 0. Așa. X minus y plus 2 minus y plus 2 egal cu 0. Dacă ecuația asta și cu asta le rezolvăm, găsim centrul de greutate. Da. Și până avem un punct și un alt punct și schimbăm ecuația dreptă care trece prin două puncte. Deci, trebuie să rezolvăm sistemul dintre 2x plus y minus 2 egal cu 0 cu x minus y plus 2 egal cu 0. Deci sistemul format de cele două. Da, deja putem scăpa de y. Și de aici vine 3x egal cu 0, adică x egal cu 0. Și dacă x egal cu 0, y cred că este 2. Și avem G, centrul de greutate, are coordonata 0, coordonate 0 și 2. Avem pe G și avem pe A de coordonate 2 și 2. Scrim ecuația dreptă când cunosc două puncte. Ori sub formă de determinant, ori scriu cu panta. Nu? Și fac panta lui G, AG, M indice AG egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus Y2 2 minus 2, 0. 0. 0 supra 2 minus 0, 0. Și dacă panta lui AG este 0, atunci luăm pe G bunare de coordonate 0 și 2 și cu M egal cu 0. Scrim ecuația dreptă, că îți dă un punct și o direcție.
Vine y minus 2 egal cu 0. Egal cu 0, adică y egal cu 0. Era de observat că am avut același y2. Da? Da. Y egal cu 2 este ecuația cerută. Și cu asta am încheiat subiectul. Sigur că a fost o temă destul de lungă, da, cu multe chestiuni, dar nu a fost ceva, una sau două fost mai interesante. Da. În rest a fost pur și simplu calcul și calcul și iar calcul. S-a vrut să vadă dacă știm foarte bine acele câteva lucruri. Distanța între două puncte, da, ecuația dreptă că îți dau două puncte, care fie sub formă determinat, fie prin scriu panta mai întâi a celor două și iau unul din puncte și scriu ecuația dreptă, îți cunoaște un punct și o direcție. Pe urmă, când două drepte sunt paralele, când două drepte sunt perpendiculare. Cum se găsesc coordonatele din intersecția două drepte? Ecuațiile acelea rezolvă sistemul și găsim coordonatele. Deci cam asta a fost jocul tot, în toată tema. Nimic așa spectaculos. Așadar, ne oprim aici, dragilor. La revedere!